Cartea aceasta trebuie citită capitol cu capitol, dar studiată pe teme. Are 31 de capitole, atâta cât are maxim luna, și e bine să citim în fiecare zi câte un capitol. În fiecare capitol există o variată gamă de proverbe. Te minunezi cum se potrivește chiar în ziua aceea câte un verset din capitolul pe care l-ai citit. La studiu însă vom trece verset din capitolul 1, verset din capitolul 14, două versete din capitolul 20, acolo unde sunt grupate sau unde le putem grupa la tema respectivă. Vom trece împreună pe teme prin cartea aceasta a proverbelor. Acestea fiind spuse, aș vrea să deschideți la capitolul 24. Deci până la capitolul 9 am avut introducere. Acum vom trece printr-o secțiune cu proverbe amestecate și vom citi 14 versete despre înțelepciune din capitolul 24. Veți vedea, nu este numai înțelepciune strict, este puțin și altceva, dar în general pasajul are multe versete care vorbesc despre înțelepciune. Nu pizmui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. În cartea aceasta avem de-a face cu Domnul Iisus înainte de întrupare. Noul Testament spune că Domnul Iisus este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și că în Domnul Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile de înțelepciune și de pricepere. El este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și dacă proverbele acestea conțin înțelepciune din partea lui Dumnezeu, atunci cartea aceasta trebuie să o privim ca un fel de stare de vorbă cu Domnul Iisus, înainte ca El să se întrupeze prin Fecioarea Marie. Și nu se poate ca ceva din cartea aceasta să fie contrazis în Noul Testament, când Domnul Iisus a venit trupește și a stat de vorbă cu noi. Și e fascinant să vezi ecouri ale proverbelor în tot Noul Testament. Pentru că acolo ne-a vorbit în chip tainic Domnul Iisus, iar în Noul Testament ne-a vorbit în chip deslușit și ne-a lămurit toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Acum, înțelepciunea aceasta lui Dumnezeu, din punctul lui Dumnezeu de vedere, are un singur scop. Dumnezeu este un tată care vrea să-și aducă copiii unde? Înapoi? Acasă. Dumnezeu este un creator care și-a văzut creatura prăbușindu-se. L-a văzut întâi pe Lucifer, căzând de pe muntele lui Dumnezeu, și apoi pe pământ l-a văzut pe Adam și pe Eva, mergând în rătăcirea lui Lucifer, și a spus, blestemat este acum pământul din cauza voastră. V-ați aliat cu Satan pentru o vreme. O să vin după voi și am să mă înfrunt cu dușmanul acesta și am să-i zdrobesc capul. Și a făcut-o la calvar. Deci a făcut-o ca să ne poată răscumpăra, să ne poată salva, să ne poată mântui. Așa că dacă Dumnezeu vrea să ne transmită înțelepciunea, ne transmite înțelepciunea asta ca să ne poată scoate din groapa în care suntem și să merge iarăși pe mal. Merge iarăși pe mal. Dumnezeu nu vrea să ne facă înțelepți ca să ne îngânfăm. El vrea să ne învețe să ne rezolvăm problema astfel ca să ajungem
la mântuire. Și asta spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Scopul lui Dumnezeu cu toată înțelepciunea care ne dă. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Înțelepciunea care duce la ce? La mântuire. Căci ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și asta a devenit un proverb creștin. Pentru noi toți să-l știm pe din afară. Interesant că în Cartea Proverbelor, după ce am stat de vorbă despre cel simplu, prost, tradus românește, cu cel bagiocoritor și despre cel nebun, acum ne rămân încă două personaje. Este cel rău, pe care o să-l vedem data viitoare, și prin contrast cu cel rău, noi am spune că celălalt este, dacă nu este rău, cum este? Este bun. Tainică este înțelepciunea lui Dumnezeu. Nicăieri în cartea aceasta a Proverbelor nu o să citiți despre oameni că sunt buni. Răi sunt, dar buni. Și aici este Evanghelia Domnului Iisus. A venit la el un om cu tânăr și a zis, bunule învățător. Și ce i-a răspuns Domnul Iisus? De ce mă numești bun? Bun este? Unul singur este Dumnezeu. Nu există om bun pe toată fața Pământului. Așa că în Cartea Proverbelor, Duhul Sfânt, prin contrast cu cel rău, nu numește pe celălalt bun, ci îl va numi cel înțelept sau cel justificat, cel neprihănit. Domnul Iisus, în altă parte, el care este autorul Proverbelor, vorbește în predica de pe munte, cereți și vi se va da. Care este tatăl acela care să-i ceară fiului o pâine și să-i dea? Nu? Și voi care sunteți răi știți să dați daruri? Bune, dar Domnul Iisus ne spune, despre voi nu pot să spun că sunteți buni. Bun nu există. În ce vă privește oamenii, nu există bun. Bun este unul singur, Dumnezeu, și devenim buni atunci când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, rodește în caracterul nostru, pentru că, așa citim, una din roadele prin nașterea din nou în caracter este pacea, bucuria și bunătatea. Facerea de bine este una din roadele Duhului Sfânt. Dar așa nu suntem buni. Niciunul dintre noi nu suntem buni. Vai de cel care îndrăznește să creadă că este bun. Așa că, prin contrast cu cel rău, noi o să-l studiem pe cel care este înțelept, care știe cum să iasă din impas, pentru că este rău, și învățând de la Dumnezeu, să ajungă la mântuire și să trăiască ca un om după placul lui Dumnezeu. Acesta este subiectul nostru de astăzi. Este important să fii înțelept. Cartea aceasta a Proverbelor ne spune că pentru cel înțelept, Dumnezeu a pregătit o moștenire. Pentru omul nebun, vine nuiaua. Pentru cel prost, sunt suferințele. Pentru cel bagiocoritor, vine prăbușirea. Pentru cel înțelept, Dumnezeu a pregătit o moștenire. Haideți să trecem prin câteva versete, să deschidem prima dată la capitolul 3, versetul 35. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușine. Dacă sfârșitul unui lucru îi dă adevărata lui valoare, atunci merită să fii înțelept, pentru că ajungi la slavă. Dacă umbli ca nebunii, o să ai parte de rușine. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți în toată umblarea noastră. Al doilea verset este din capitolul 12, versetul 18. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Asta este o altă parte de moștenire pe care Dumnezeu o dă celui înțelept. Să-l facă în stare să fie o binecuvântare pentru cei din jurul lui. Nu numai el să fie binecuvântat și la sfârșit mutat în slavă, dar acolo unde este el, oamenii din jurul lui să fie mângâiați prin personalitatea lui, prin cuvintele lui. Așa de frumos spune, limba înțelepților aduce vindecare. Și sunt așa de mulți oameni care suferă și sunt bolnavi în sufletul lor. Doamne, fă-ne înțelept să fim o binecuvântare pentru ei. Al treilea verset este capitolul 24, de fapt două versete, 5 și 6. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința.
Cine este înțelept are moștenirea aceasta, este puternic. O țelește vlaga. Nu se clatină. Și e mai puternic decât o oștire, căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia. Să te sprijini pe înțelepciunea pe care ți-o dă Dumnezeu. Și tema aceasta este reluată în diferite părți din Biblie sub alte înfățișeri. Într-unul din psalmi spune că sunt unii care se bizuiesc pe cailor, pe carele lor. Noi însă ne bizuim pe Domnul Dumnezeu nostru. Cine este înțelept și a primit din partea lui Dumnezeu înțelepciune, câștigă bătălia, nu calul și nu călărețul. Și prin marele număr al sfetnicilor ai biruință. Să știi că atunci când ești într-o problemă, să nu recurgi la forță și la putere și la nervi, ci să te duci să te sfătuiești cu oamenii înțelepți. Stai de vorbă cu înțelepții. Și spune, cu cât sunt mai mulți sfetnici, marele număr al sfetnicilor, cu atâta biruința e mai asigurată. Într-un fel, de aia ne sfătuim, de aia ne ajutăm să avem parte de moștenirea aceasta care este biruința celor care primesc înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să primim moștenirea aceasta. Cum ajunge un om înțelept ca să se vadă în jurul lui că într-adevăr Dumnezeu trăiește prin el? Iată câteva lucruri pe care le găsim în cartea Proverbelor. Primul lucru este că acest om înțelept ascultă și învață. Nimeni, spune proverbul român, nu se naște învățat. Nimeni nu se naște învățat. Trăim de multe ori cu iluzia că știm. Și există chiar o zicere aici în limba engleză. Ce păcat că nu ne dă Dumnezeu toate problemele sau cele mai mari probleme până la vârsta de 15-18 ani, când credem că știm toate lucrurile. La vârsta la care credem că le știm pe toate, nu avem probleme, le are mama și tată. Nu ne naștem învățați niciunul dintre noi și ca să putem să avem pricepere, trebuie să ascultăm și să învățăm. Nimeni nu este prea prost sau prea înțelept ca să învețe. Nici eu și nici unul dintre dumneavoastră. Haideți să trecem prin cartea Proverbelor și să vedem dragostea aceasta de învățătură, setea după cunoaștere, așa cum ar trebui să o avem toți. Capitolul 1, versetul 5. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință. Capitolul 22, trecem frumos, de la 17 la 21. Foarte frumos, foarte frumos. Este glasul unui tată care vrea să-și învețe copilul. Dumnezeu vorbește cu noi ca un tată cu copiii lui. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Dea Domnul să avem o sete după cuvântul lui Dumnezeu și după înțelepciunea lui, așa cum dorim apa, așa să dorim cuvântul lui Dumnezeu. Există oameni îndrăgostiți de școală numai de dragul cunoștinței și își scoate o diplomă de bacalaureat, pe urmă diplomă de eu știu ce, pe urmă diplomă de doctor și le pune pe pereți și este îndrăgostit de ceea ce știe el în cap. Un mare pericol. Setea aceasta, după învățătură, este și un pericol. De ce n-am spus? Pentru că în Noul Testament, Duhul lui Dumnezeu vine și ne spune până Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 1, că există un pericol. Cunoștința îngânfă. Cine zidește? Dragostea zidește. Este mare diferență în a afla lucruri și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cine știe lucruri despre Dumnezeu, se îngânfă. Cine se întâlnește cu Dumnezeu, ce se întâmplă cu el? Se smerește, se umple de Dumnezeu și iubește și ajunge o binecuvântare. Cunoștința îngânfă. Dar cine se întâlnește în Biblie cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, acela cade în praful pământului
mulțumește, se smerește și se umple ceva din frumusețea lui Dumnezeu și devine o lumină pentru cei din jur. Înțeleptul ascultă și învață. A intrat în casa unor prieteni dragi, s-au așezat și ucenicii, au venit și alți oameni. Una dintre gazde s-a așezat și ea acolo și a ascultat, cealaltă era prin bucătărie și trebăluia tot timpul, trebăluia și la un moment dat intră în camera în care toți ascultau pe Domnul Iisus și spune: Învățătorule, spune-i sorei mele să mă ajute. Cine era? Marta, sora noastră Marta. Și cea care stătea lângă Domnul Iisus și asculta era Maria și Domnul Iisus îi spune: Marto, Marto, pentru multe te îngrijorezi și te obosești. Maria și-a ales partea cea bună. Ea stătea acolo și asculta și învăța. Să ne dea Domnul harul acesta să fim prinși în vraja aceasta a persoanei Lui și a cuvintelor Lui și să devenim înțelepți plini de dragoste. Nu asculți orice. Foarte interesant. Cartea Proverbelor spune: oameni buni, sunt multe cărți în librărie, multe ziare pe piață, mulți oameni care vorbesc. A, nu e o dovadă de înțelepciune dacă stai și asculți toată ziua la oameni. Trebuie să știi să faci selecții. Și asta e în capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Acesta este o exprimare veche a unei fraze care se spune acum despre computere. Computerul este, ce este? O ladă cu fiare și cu fire și cu știu ce e acolo. Și lumea spune: mi-e frică de computer. Eu nu știu să lucrez cu un computer. Un computer e un aparat foarte deștept. Mult mai deștept decât omul. Adevărul este că un computer nu este deștept. Un computer este un instrument. Și el face ceea ce omul îi spune să facă. Dacă cel care lucrează la el este deștept, se întâmplă ceva bun. Dacă cel care lucrează la el este ca mine și trage linii, face semne, nu iese nicio rachetă de acolo. Și la computere oamenii au ajuns să spună așa: garbage in, garbage out. Este lecția numărul unu a celor care merg la școli de programare la computer. Dacă pui înăuntru gunoi, computerul o să-ți dea afară tot gunoi. El nu știe să facă selecție. El, ce-i dai, aia iese afară. Cartea Proverbelor în versetul acesta spune: la fel funcționează și inima noastră. De aceea puneți o strajă ochilor tăi, nu numai gurei tale. Păzește-ți inima mai mult ca orice, că din ea ies izvoarele vieții. Vreau să vă spun că atunci când eu eram la vârsta la care sunt tineri acum în biserica noastră, citeam ziarul la rubrica Sport, la rubrica Aflăm de la Inspectoratul Miliției Municipiului București, acolo erau crime, furturi și toate celelalte. După Sport și crime, citeam rubrica cu filmele. Să văd ce film mai joacă la Patria, ce film mai joacă la Scala, ce film joacă la Modern, ce film joacă la Flacăra, să văd ce noutăți sunt. Și vreau să vă spun că în anii aceia am reușit performanța în an de rândul, vara mai ales, să fi văzut toate filmele care erau în ziar. Așa că știu ce înseamnă să n-ai minte. Tinerii noștri trec prin aceleași etape și am vrea să-i vedem dintr-o dată bătrâni. Ei trec și pe aici. Suntem înțelegători, dar în același timp am vrea să le deschidem ochii, să nu repete greșelile noastre. Nu încape în aceeași inimă și cuvântul lui Dumnezeu și toate filmele care sunt pe ei. Unul trebuie să iasă afară. Nu se poate să vezi și toate filmele și să ai duh de rugăciune. Trebuie să spui la un moment dat: nu mai vreau. Vreau să mă pun pentru Dumnezeu și vreau să mă păstrez curat. Vreau ochii să mi-i păstrez curat. Vreau poftele mele să le țin în stăpânire, nu să le las să-și dezvolte imaginația. Vreau inima mea să o păstrez lipsită de senzații de tar, de violență și de groază care sunt în filmele de pe piață. Aș vrea să rămân, m-am pocăit. Nu mai vreau să văd. Și când mă uit la ei și mă duc și mă uit câteodată la ce film se uită, zic: păi, cum puteți voi să lăsați asta să intre în inima voastră?
Spune așa cuvântul, garbage in, garbage out. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Doamne, ajută-ne și pe noi care suntem tineri de toate vârstele să facem același lucru. Înțeleptul selectează ce ascultă. Există o înțelepciune pe care trebuie să o folosești și la școală. Nu tot ce zboară se apă. Da. Capitolul 19, versetul 27 este unul din proverbele mele preferate. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Mai citesc o dată. E așa de frumos că vine să-l mai citesc o dată. Fiule, spune tatăl, încetează să mai asculți învățătura. Tată, dar de-aia mă duc la școală. Tată, dar de-aia citesc ca să... Nu, nu. Încetează să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Bill Gutter spunea că atunci când era în școală, la college, un profesor al limba și literatura engleză le-a dat tema acasă să citească o carte și să o conspecteze, să facă un rezumat. Și cartea era o carte deșențată, imoral. Pentru el, ca și creștin, când a văzut ce temă este, a trecut în clasă, dar după clasă s-a dus la profesor și a spus, versetul acesta era în mintea lui și s-a dus la profesor și a spus, domnule profesor, vă admir. Dumnezeu v-a dat o misiune foarte importantă în viață. Dumneavoastră sunteți aici ca să puneți înțelepciune și caracter în noi care suntem cruzi și în formare. Și profesorul a spus, da, ai o misiune din partea lui Dumnezeu, s-a simțit dintr-o dată important. Foarte puțin elevi își respectă profesorul. Și el a zis, sunt convins că dumneavoastră vreți să-mi faceți bine și ați vrea să vedeți cum cresc și mă maturizez în ceea ce este bun în viața mea. Profesorul a zis, da, măi, așa este. Atunci el a ajuns la punctul lui care îl durea și a zis, domn profesor, uitați-vă la cartea asta. Pur și simplu am sentimentul că mă pângăresc și m-am gândit să vin să vă spun, aveți milă de mine și dați-mi altă carte să citesc. O, sigur, imediat. A știut cum să vorbească cu ea. Dar până și la școală, unde ai obligația, Bill Gutter a zis, trebuie, dacă suntem creștini, să închidem urechile la anumite lucruri. Nu trebuie să trecem prin toate. Dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Înțeleptul știe să selecteze, înțeleptul știe să schimbe canalul la televizor, înțeleptul știe să-l oprească atunci când apare ceva pe ecran. Noi avem televizor în casă și de multe ori fetele, dacă pe ecran, la emisiune sau la filmul la care ne uităm, apare o scenă mai așa, nu se uită la mine, dar simt așa cum între mine și ele, dintr-o dată se face o tensiune. Ele vor să știe, tata stă sau schimbă canalul? Și ce face tata? Schimbă canalul, dumneavoastră ziceți, mai bine îi schimba televizor. E aceeași sentiment al frânei, al reținerii. Un înțelept trebuie să știe că mintea, imaginația, memoria se încarcă. Trebuie să fii foarte, foarte selectiv. Iov știa lucrul acesta. Iov, care a trăit înainte de Avram, când vorbește despre viața lui, și caută să se justifice înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu și să arate cum a fost un rob al neprihănirii și s-a silit să trăiască în curăție. Zice, făcusem un legământ cu ochii mei. Ce legământ? Nu mi-aș fi oprit ochii asupra unei fecioare. Pornografia exista și atunci. Poate nu tipărită, poate nu pe ecrane, dar exista pe piețe, pe drumuri. Și Iov zice, dacă aș trece printr-o mulțime sau printr-un loc și aș vedea un chip ispititor, feminin, mi-aș întoarce privirea imediat. Așa am fost toată viața mea. Doamne, ajută-ne să fim și noi înțelepți în felul acesta. De ce face lucrul acesta? Pentru că înțeleptul se teme de Domnul. A te teme de Dumnezeu înseamnă să simți prezența lui Dumnezeu. Să fii copleșit de prezența lui Dumnezeu. În primele 9 capitole am văzut expresia aceasta tradusă printr-o alta. În toate căile tale recunoaște-L pe cine? Pe Dumnezeu. El e acolo. Deschide ochii să-L vezi. Și în momentul acela o să spui ca Isaia, vai de mine că sunt un om cu buzele necurate. Dacă îl vezi pe Dumnezeu. O să spui ca și Petru în corabie, pleacă de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. O să spui ca și sutașul, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Teama aceasta de Dumnezeu care ne însoțește în fiecare zi când trăim părtășia cu Dumnezeu.
Să stai și te uiți la un film și să vină cineva să te bată pe umăr să zică, mă, dacă ar fi taică tu aici, ce-ai zice? Dacă te-ar vedea taică tu, ce-ai zice? Măi, tu-ți dai seama că împreună cu tine locul acesta este Dumnezeu? Asta este începutul înțelepciunii. Îți dai seama că Dumnezeu este cu tine în fiecare loc. Capitolul 3, versetul 7. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Nu te socoti singur înțelept. Lasă-L pe Dumnezeu să hotărască pentru tine. Capitolul 14, versetul 27. Un verset mai frumos ca celălalt. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Cine merge cu Dumnezeu, sigur că nu merge acolo unde sunt cursele morții, ispitele mari. Trebuie să fii nebun să te duci singur în mlaștină. Trebuie să fii fără minte să te arunci singur în prăpastă. Și totuși, câți oameni o fac din punct de vedere spiritual și moral? Frica de Domnul însă este un izvor de viață. Capitolul 15, versetul 16, spune că cine are frică de Dumnezeu este izbăvit. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Să fii cu Domnul și să fii fericit decât să fii bogat și să trăiești cu calmante și cu somnifere. Înțeleptul se teme de Domnul, de aceea se ferește de rău. De aceea nu ascultă orice, de aceea își păzește inima. Așa ajunge înțelept, pentru că se teme de Domnul. O altă cale de a ajunge înțelept, pe care ne oferă de Dumnezeu, este părtășia cu alți oameni care sunt înțelepți. E simplu de tot. Dacă vrei să înveți fotbal, te ia tata de mână și te duce la un club ca să se ocupe de tine un antrenor, nu? Normal. Dacă vrei să înveți cizmărie, te ia tata și te duce la un cizmar care să te înveți. Dacă vrei să ajungi înțelept, trebuie să cauți să stai cu înțelepți. E simplu și totuși nu facem. Capitolul 13, versetul 20. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cu ei place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cu ei place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Cine umblă cu înțelepții. Cine umblă cu înțelepții. Mare lucru să știi să-ți alegi tovarășii de viață. Am văzut atâtea naufragii, atâtea conflicte și atâtea certuri în care au intrat unii pentru că n-au știut să-și aleagă prieteni. Biblia spune în Noul Testament, într-un proverb complementar, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Aici spune, cine umblă însă cu înțelepții, se face înțelept. Pentru că este înțelept, fuge de păcat. Și o să vă spun imediat un proverb, după ce citim capitolul 14, versetul 16. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Câteodată credem că este o dovadă de maturitate să nu-ți fie frică și să ai siguranță pe timp. Biblia spune nu când e vorba de pericol. Fratele Băbuț a făcut armata la avioane. Zburați în timpul războiului, nu mă întrebați prea multe din ce a făcut, dar la un moment dat erau în instrucție și cum erau toți acolo pe aeroport, unul dintre cei care zburau, unul dintre elevi, unul dintre soldați, unul dintre instructori, a început să facă cu avionul niște figuri foarte periculoase. Teribil de periculoase. Zice, noi soldații stăteam acolo și ziceam, wow! 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 Ce curajos e! Și a ieșit, nu mai știu ce era, colonel, locotenent, ce-o fi fost, abarna. S-a uitat și el, s-a zis, ăsta nu-i curajos, ăsta e nebun! Și când a pus avionul jos, toți colegii s-au dus și l-au luat pe umăr. Ura! Când a ajuns în fața la colonelul acesta, a zis, o săptămână la carcere. Pentru că înțeleptul se teme și se abate de la rău. Cel îngânfat, cel nesocotit este îngânfat și fără frică, neînfricat. Iosif a lăsat haina și a rupt-o la fugă. Și Pavel îi spune lui Timotei, când ai de ispită cu poftele tinereții, ce să faci? Fugi.
E mai bine să nu ne încredem prea mult în noi înșine și să fim foarte prudenți. E o dovadă de înțelepciune. O dovadă de înțelepciune. Aș vrea să mai vă dau încă trei caracteristici ale înțelepciunii și apoi să încheiem. Asta este una care mi se potrivește mie în mod deosebit. Prostia sau înțelepciunea unui om, răutatea sau bunătatea lui se cunoaște și din felul în care vorbește. Biblia spune în multe părți, din cuvintele tale vei fi scos fără vină sau din cuvintele tale vei fi osândit. Omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor care iese de gură. Nu e mirare, deci, că este tema aceasta în Cartea Proverbelor. Trebuie să fie aici. Înțeleptul își disciplinează vorbire. Capitolul 16, versetul 23. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește. Și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Știe ce vorbește și știe când să vorbească. Capitolul 10, versetul 19. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Dacă vă uitați sub versetul acesta, este o trimitere la Iacov, capitolul 3, versetul 2. Am spus, Cartea Proverbelor este înțelepciunea Domnului Iisus înainte de întrupare. Noul Testament este urma de lumină pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus după înălțarea la cer. Nu se contrazic. Trebuie să fie la fel. Același Dumnezeu în înțelepciunea Domnului Iisus. Iacov, capitolul 3, versetul 2. Toți greșim, în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și trebuie să recunoaștem că suntem tare departe de desăvârșire. E cineva aici care săptămâna trecută n-a rostit ceva pentru care îi pare acum rău? Mie îmi pare rău pentru anumite vorbe care ne-am spus. Îmi pare rău. Și spunem Domnului să ne ajute să punem o strajă gurii noastre, să nu mai greșim în felul acesta. Înțelepciunea și înțeleptul este harnic. Capitolul 10, versetul 4. Și ne apropiem de ultima. Cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește. Dar mâna celor harnici îmbogățește. Lene și hărnicie. Cine este înțelept, trece la treabă. Cine visează mult, ajunge sărac. Cine doarme mult. Dacă vrei să-ți împlinești visele, și toți avem vis. Visez să ajung cu tare, visez să fac cu tare. Dacă vrei să-ți împlinești visele, atunci fă bine și trezește-te și treci la treabă. Că visezi de obicei în ce stare? Când dormi. Și dormind nu realizezi nimic. Și dacă vrei să-ți realizezi visele, trezește-te și treci la treabă. Trezește-te și treci la treabă. Cu vise nu se face mare lucru. De aceea înțeleptul este harnic. Vom vedea multe versete la tema aceasta. Și bineînțeles, înțeleptul câștigă suflete. Asta veți spune, frate Daniel, asta e din Noul Testament. Nu se poate asta să fie în Vechiul Testament. Ba da, fraților. Ba da, este aici în Vechiul Testament. Păi bine, frate Daniel, atunci nu trebuia să câștigi suflete, că ăștia erau evrei. Ăștia se nășteau în poporul evreu. Erau evrei și gata, erau copiii lui Dumnezeu. De unde să câștige suflete? Asta e Noul Testament, unde biserica vorbește despre convertire, despre întoarcerea la Dumnezeu. Aici e Domnul Iisus. Nu se poate să se contrazică cu Noul Testament. Capitolul 11, versetul 30. Rodul celui neprihănit este un pom de viață. Și cel înțelept câștigă suflete. Verbul acesta, a câștiga, în viața noastră este, de ce să nu fim sinceri, este legat de alte lucruri. Când ne întâlnim unul cu altul, am vrea să știm repede cât câștigi. Așa e? Asta este natura noastră omenească. E bine, Cartea Proverbelor spune, un copil al lui Dumnezeu trebuie să se gândească la ceva mult mai mare. Doamne, fă-ne și pe noi înțelepți.